Grăbiți să trecem prin vremurile pe care le trăim, deloc liniștite. Datorită presiunii și stresului, uităm adesea esențialul în orice societate. Persoanele de vârsta a treia au jucat un rol capital. Ne-au deschis drumul, ne-au arătat destinația, ne-au indicat binele, ne-au avertizat asupra răului, ne-au învățat să facem diferența. Bunicii și părinții noștri ne-au crotit pașii și viața. Unii o mai fac și acum. Persoanele vârstnice merită respect și admirație. Experiența lor de viață este prețioasă, pildele lor trebuie luate în seamă. Istoria ne arată zi de zi că vârstnicii știu în timp ce noi bâjbim, oscilăm și căutăm. Ați supraviețuit vremurilor dificile și o faceți în continuare, pentru că aveți inteligență, cumpătare și rezistență. Dumneavoastră ați înțeles trecutul, acceptați prezentul, mai realist ca oricine altcineva. Anticipați viitorul cu maturitate. În ceea ce mă privește, părinților și bunicilor le datorez ceea ce sunt. M-au învățat să iubesc orașul, semenii, tradiția, cultura, valorile. O țară care nu-și respectă bătrânii nu are perspective. Astăzi, de ziua dumneavoastră, vă dorim multă sănătate, să adunați cât mai multă fericire și amintiri frumoase în anii care vin. La mulți ani, multă bucurie, multă fericire!